Să-i mulțumești pentru ce, mă? Mi-am adus aminte cum îl chema pe buliul meu, îl chema Alicata. Eu am avut bully doar la țară. Pe buliul meu îl chema Mata Futuile. Pentru care m-am băgat și m-am la bătaie. Că-s leu, coaie, sinimă de leu. Fost odată mi-au luat un Adidas, jucau fotbal mereu, chiuleau jucau fotbal, dar nu jucau cu Adidasul lor. Zic Adidasul, pentru că își înlocuiau doar Adidasul ăla cu care șutau. Bă, tu vorbești serios? Da. E prima oară când aud așa ceva să mă... Da, și mi-a luat Adidasul drept. Se uita. Vă puneau în linie și vă uitau. Nu le-a pus în linie, dar era la modul se vedea. 38! Cine are 38, pasă în față. Dreptul, arată în drept. Wow, e funny că nu poți să văd unghiul funny la toată treaba asta, pentru că eu am refuzat, ăla a zis, îți fut un picior în cap dacă nu mi dai, n-am mai refuzat. Piciorul și gol. Și am stat. Da. Vezi că m-am descălțat și îți fut un picior. Da, nu, eu zic, dăm cu ăla gol, măcar, te rog, nu-mi dă cu stângul. Și a fost oribil că a trebuit să stau să mă uit, o oră. Doar nu plecai acasă. Hai, zic, am stat și m-am uitat cum juca și terenul de fotbal, nu-ți imagina că era un sintetic. Măcar cum avem acum pe la al tău, cu Adidasul tău. Hai, da, mi-a dat două dare și mi-a zis, bă, când dau gol trebuie când... Era tare că se dea foarte multe goluri cu Adidasul tău și să vină azi bully, să audă de Adidasul tău, să zică, Adidas. Ia, Dima, ia vină un coam. Se ducea vestea în școală, da. Gata de dreptul. Cu ăsta dau? Te-ai dat cu ăsta? 20 de goluri atunci? Ia, vezi, ți le iau și eu la, acum în pauză. Și dacă alegem bully sau bully, tot la 100, bully, nu am fost eu bully. Și mă bucur nici că n-am avut sindromul ăla, știi, după ce ai fost bully, după aia să te duci la unul de clasa a doua. Să-l omori, să iei... Să iei Adidas. Da. Să poți mulți Adidas de clasa a doua în jurul gâtului. În alea de bebeluș și în urechi. Să te știe lumea de frică. Când zâmbești, să ai și returi aici, alea de la șine. Când mergi prin general, iată. Ascunde-ți pe... Dar chiar vorbesc serios, am foști colegi de clasă care îți pot confirma. Pentru care m-am băgat și m-am la bătaie în pula. Că-s leu, coaie, sinimă de leu! Deci, ca bully, am avut doi, de fapt, care erau la altă clasă, tot așa, în generală. Cel mai tare mă enerva, nu neapărat venea unul mai mare și dea o palmă. Mă enerva umilind. Copiii, în generală, tind să te umilească, nu neapărat bătaie. Adică nu poți compari un bully pe care l-ai avea la 25 de ani, unul care intra 5-a cu pomnișorii lui mici. Ăla a fost un episod la un moment dat care m-a și enervat și că au ieșit tot așa mai mulți la bătaie în curtea școlii. M-au înconjurat așa și eu încercam să mă duc la fiecare și mi-a pus unul piedică la un moment dat. Am dus târâși, bă, băiatule. Și efectiv îmi ziceam în continuu, futu-s morți, mă zic, prost. Dar cât te-ai bătut tu în capul tău? Eu m-am bătut atât de mult în capul meu. Ah, eu eram testoasă ninja, mă. Testoasă ninja? În general. Păi a venit și perioada filmelor de genul cu Van Damme și toate alea de răzbunare. Cred că dacă nu m-am imaginat și am dat replay în capul meu la momentele alea de atâtea ori și am câștigat bătăile alea de atâtea ori. Da, da. Fă aveți grijă. Aveți grijă imaginația mea, că vă visez. Mi-am adus aminte cum îl chema pe buliul meu, îl chema Licata. Licata? E Licuța, bă. Pe buliul meu îl chema Mata Futuile. Bam. Mata Futuile? Mata Futuile și erau, eu am avut bully doar la țară. Cel mai high level bully, dar la un nivel de bully nu cred că a atins vreodată, juca rugby, făceau duș, era unul care avea pula foarte mare. Și Marius a început să râdă de el. Mamă, ce pulă mare ai, ce prost ești! Jur! Și ăla s-a rușinat! Băi, nu există bully mai sus de atât. Băi, să te oprească pe autostradă, dar cât de inteligent ești. Ați depășit limita de IQ. Da. Dar știi care e cea mai apropiată stea de sistemul nostru solar?